Riga Crypto și la Pona Angel, de Ion Barbu. Curent literar. Modernismul este un curent literar din perioada interbelică ce s-a construit în România în jurul revistei și cenacului Spurătorul, conduse de Eugen Lovinescu. S-a manifestat atât în proză, dramaturgie, cât și poezie. Dintre trăsăturile definitorii amintim originalitatea, subiectivitatea, înlocuirea metaforei plasticizante cu metafora revelatorie sau oximoronică, preferința pentru arte poetice, ermetizarea și ambiguizarea discursului, coexistența versificației convenționale cu elemente de inovație prozodică, preferința pentru un nou limbaj poetic, caracterizat prin valorificarea categoriilor negative a termenilor colocviale, argotici sau abstracți. Date despre autor. Ion Barbu este un poet modernist, la fel ca și Tudor Arghezi sau Lucian Blaga, aparținând perioade interbelice a literaturii. Încadrare. Poezia Riga Crypto și la Pona Angel face parte din ciclul Uwe den Rode, din volumul Joc Secund, publicat în 1930 și este subintitulat de Ion Barbu, Baladă, deoarece este o poveste stranie de dragoste cu aspect de cântec medieval, spus de un menestrel la spartul nunții în cămară. Apartenența la un gen și o specie literară. Structura narrativă implică interferența genurilor. Astfel, epicul este susținut de prezența firului narrativ, a relatării la persoana a treia și a personajelor, dramaticul de prezența dialogului, iar liricul de prezența prozodiei. Tema. Tema baladei este ilustrarea unei iubiri imposibile, deoarece ființele care alcătuiesc cuplul erotic fac parte din lumi diferite, incompatibile, Angel aparținând regnului animal, iar ciuperca rege, Crypto, regnului vegetal. Totodată, iubirea reprezintă calea de cunoaștere. Autorul valorifică ca motive literare fântâna, trecerea timpului, somnul, dar și miturile fundamentale de origine greacă, al soarelui, al nunții și al oglinzii. Semnificația titlului. Titlul desemnează membrii cuplului neîmplinit, Crypto, un simbol al încifrării, al cripticului, și Angel, nume cu rezonanță arhaică, care amintește de Enuj, zeitatea fântânilor, dar și de îngeri, simbol al perfecțiunii, al lumii ideale, personaj aflat în corelație cu ideea de lumină. Riga, regele, întruchipează regnul vegetal, ființa legată de pământ, de umbră, stadiul steril de increat, intelectul pur. Lapona aparține regnului animal, evoluat, fiind surprinsă în aspirația către soare, sau către ideal, către absolut. Structură și compoziție. Poemul Riga Crypto și Lapona Angel de Ion Barbu este alcătuit din 27 de strofe inegale, cele mai multe catrene, dar există și altele de 5 sau 7 versuri, măsura variabilă, de la 5 la 9 silabe, rima savantă, o combinație între monorimă, rimă încrucișată și îmbrățișată. Această structură prozodică este în concordanță cu modernismul. La nivel formal, poezia cuprinde două părți, fiecare dintre ele prezentând câte o nuntă. Una împlinită, cadrul al celeilalte nunți, povestită, modificată în final prin căsătoria lui Crypto cu măsălărița. Formula compozițională este aceea de povestire în ramă, narată de un cântăreț popular la rugămintea unui nuntaș, aceasta constituind rama sau prologul poeziei. Mult îndărătnic menestrel, un cântec larg tot mai încearcă, zim de la Pona Angel și Crypto regele ciupearcă. Cântecul larg, solicitat de către un nuntaș fruntaș, reprezintă un ritual prestabilit al spunerii. Curent literar. Folosirea simbolurilor care conferă ambiguitate limbajului poetic, îmbinarea registrelor stilistice, popular arhaic cult, inovația prozodică, strofe inegale, măsură și ritm variabile, metafore surprinzătoare, intelectualizarea emoției și folosirea unor motive consacrate în contexte inedite, dovedesc apartenența textului la curentul modernist. Incipitul sau prologul, marcat de primele patru strofe, prezintă dialogul menestrelului cu nuntașul fruntaș, un lider al comunității.
Acesta din urmă îl îndeamnă pe menestrel să cânte despre nunta ratată dintre Angel și Crypto. Faptul că aceasta se repetă la fiecare nuntă și a mai fost zisă acum o vară, sugerează rolul moralizator al acestei povestiri unice cu aură de legendă. Povestea propriu-zisă pe care o începe menestrelul prin prezentarea regelui Ciupercă are anumită rezonanță de bas. Acesta este înfățișat ca un inadaptat, cu o fire ciudată, închis în sine, dovadă metafora inima ascunsă, pe care supușii îl bârfeau cu dispreț. Citez, și răi, ghioci, toporași, din gropi ieșeau să locărască, stâlpul îl făceau și nărăvaș, că nu voia să înflorească. Am încheiat citatul. Verbul imperfect sugerează continuitatea, timpul nedeterminat, etern. În calitate de rege, este superior în regnul său, dovedindu-și unicitatea, este un simbol al increatului, recurent în lirica barbiană. În antiteză cu regele Ciupercă, Lapona, adică locuitoare de la Pol, este prezentată cu tandrețe, sugerând gingășie și fragilitate, citez. În țări de gheață urgisită, pe același timp trăia cu el, Lapona mică, liniștită, cu piei, prenume Angel. Tânăra Angel plecase din ținuturile arctice, geroase, spre sud, în căutarea de soare și lumină și poposește în drumul său ca să se odihnească și să-și adapte renii la criptomirele poienii. Ea parcurge practic un drum inițiatic, iar popasul în ținutul Rigăi este o probă trecută prin respingerea nunții pe o treaptă inferioară. Renii pe care îi conduce simbolizează reprezentanții comuni din regnul animal care au nevoie de un lider, iar gheața este un simbol al gândirii pur raționale. Ființă superioară, Angel aspiră în noul an, ca timp al devenirii spirituale, spre sud, spre un spațiu al afectului, al soarelui, simbol al absolutului. Relațiile de opoziție sunt evidențiate, în primul rând, la nivelul celor doi protagoniști, dar și referitor la caracteristicile lor, mediul în care trăiesc și sau propriile aspirații. Crypto, ființă din regnul vegetal, este definit ca îndărătnic, nărăvaș, necopt, adică inferior, plăpân, adică superficial, făptură mai firavă, în timp ce Angel, ființă din mediul animal sau uman, este liniștită, prea cu minte, adică echilibrată, cu sufletul fântână, adică profundă, fiară bătrână, adică înțeleaptă. Totodată, în timp ce Crypto trăiește în umbră, într-un spațiu umed, impur, în pat de râu și în humă unsă, aspirând la o împlinire prin iubire, în plan sentimental senzorial, Angel aspiră spre soare, cunoașterea în plan rațional. Singura lor asemănare este statutul superior în interiorul propriei lumi. Ca și în Luceafărul lui Eminescu, întâlnirea dintre cei doi reprezentanți ai regnului diferit se petrece în vis, adică în plan oniric, iar Crypto rostește o chemare ademenitoare încărcată de dorințe ca aceea a fetei din poemul eminescian. Lin a dormit oricând verdeață, când lângă sân un rigă spân, cu eunucului bătrân veni sombie cu dulceață. Deși în ambele texte ființa superioară rostește trei chemări, urmate de tot atâtea refuzuri, deosebirea constă în faptul că, de data aceasta, ființa superioară este elementul feminin. Tocmai de aceea, balada a fost numită un, citez, Luceafăr întors. Cunoașterea prin iubire soldându-se cu un eșec din cauza mediilor diferite din care provin. Aspirația fetei de împărat și a lui Crypto echivalează cu un hibrid din tragedia greacă, unde oamenii încercau o posibilă apropiere de zei. Regele, ființa inferioară, adresează trei chemări, la fel ca în Luceafărul eminescian. Prima oară, fata este îmbiată cu dulceață și fragi, care simbolizează împărăția lui Crypto pe care el vrea să-i ofere, sau elementul vegetal care capătă aici valențe erotice. Ea amână însă cunoașterea prin intermediul iubirii. Eu mă duc să culeg fragi frageți mai la vale. A doua chemare enunță sacrificiul suprem de care este capabil regele în numele iubirii. Citez, dacă pleci să culegi, începi rogu-te cu mine. Angel intuiește gestul imatur al lui Crypto, însă, necopt, îi cere fetei sacrificiul suprem, adică renunțarea la ideal,
și integrarea în regnul lui inferior, rece la umbră. Lasă-l, uită-l, Enigel, în somn fragil și răcoare. Fata realizează că aspirația lui este prea înaltă pentru condiția limitată a regnului său. Teamă mie, te frângi curând, lasă, așteaptă de te coace. Relațiile de simetrie sunt reprezentante de cele trei chemări de scântec ale rigăi și de cele trei refuzuri ale fetei. Fiecare strofă a discursului rostit de Cripto începe patetic, fiind încărcat de pasiune prin repetarea numelui fetei. Enigel, Enigel, sentimente calde și emoționante, contrare firii regi a regelui Ciupercă. Lapona îi explică faptul că el trebuie să rămână în lumea lui, întrucât intuiește că orice încercare de a ieși la soare l-ar distruge, citez, și ești umed și plăpând, tiamă-me, te frângi curând, lasă, așteaptă de te coace. Ne se prezintă aici motivul soare-umbră, sugerând cele două lumi incompatibile, cărora le aparțin cele două ființe, care nu pot comunica ideatic și sentimental. Soarele este simbol al vieții spirituale, al luminii sufletești, ce sugerează capacitatea ființei superioare de a aspira către absolut. Umbra, întunericul și umezeala simbolizează condiția omului obișnuit, neputința lui de a se înalța către aspirații spirituale superioare, căci umbra ucide spiritul uman, în timp ce soarele este simbolul existenței spirituale, al lumii spirituale, ce ajută la mărirea roții sufletului. Citez, la soare roata se mărește, ca prototip al perfecțiunii. Citez, roata reprezintă atracția către perfecțiune. Enigel îi mărturisește teama de întuneric. Eu de umbră mult mă tem și aspirația spre idealul absolut. Mă închin la soare înțelept. Impactul dintre rațiune, simbolizat de Enigel, și instinct, simbolizat de Cripto, reiese din cele două sintagme antitetice, fiară bătrână și făptură mai firavă. Ca orice muritor de rând, ființa mai firavă, Cripto nu poate înțelege lumea lui Enigel, a omului superior înțelept, fiară bătrână, care trăiește pentru îndeplinirea idealului, sugerat aici de lumina solară, pe care nu oricine o poate suporta, sufletul profund fiind asemănat, sugestiv cu o fântână, simbol al aspirației spre cunoaștere, spre perfecțiune, adică roata. Citez, mă închin la soare înțelept, că sufletul-i fântână în piept și roata albă mi-e stăpână, ce zace în sufletul fântână. Verbul zace arată că acest deziderat este profund înrădăcinat în propria ființă. Omul obișnuit, muritorul, este neputincios de a avea aspirații superioare, nu se poate înălța spre absolutul cunoașterii, citez, că e greu mult soare să îndure ciupercă crudă de pădure, că sufletul nu e fântână decât la om, fiară bătrână, iar la făptură mai firavă, pahar e gândul cu o travă, am încheiat citatul. Regele Cripto este victima propriei neputințe și cutezanțe de a-și depăși limitele, de a încerca să intre într-o lume pe care nu o înțelege și cu care nu se potrivește, citez, și sucul dulce înăcrește, ascunsa inima plesnește, spre 10 vii pe cet de semn, venind și roșu unde de lemn, mustesc din funduri de blestem, am încheiat citatul. Riga Cripto devine o ciupercă otrăvitoare, însoțindu-se cu măsălărița mireasă, o ființă din lumea lui, o plantă medicinală toxică, ce se potrivește cu el, ce face parte din același regn. Referirea la Laurul Balaurul sugerează aceeași idee a anuntirii, posibilă numai între două ființe aparținând aceleiași lumi, deoarece laur este o plantă veninoasă, cu miros neplăcut, cu fructul țepos, citez. Cu laurul balaurul să toarne în lume aurul, să-l toarce, gol la drum să iasă, cu măsălărița mireasă să-i ție de împărăteasă. Conflictul apolinic, adică Enigel, și Dionisiac, adică Cripto, se soldează cu victoria intelectului asupra afectului, o trăsătură modernistă. Ideea poetică. Incompatibilitatea celor două ființe ce aparțin celor două lumi diferite este și ideea poetică. Condiția omului obișnuit, comun, este tragică prin neputința acestuia de a aspira către valori spirituale superioare. Citez, că e greu mult soare să îndure ciupercă crudă de pădure.
precum și setea absolută de care este stăpânit omul superior ce aspiră către cunoaștere, lumina spirituală, mă închin la soare înțelept. Stilul este dominat de elemente simbol exprimate într-un limbaj oral, familiar, narrativ, ce face parte din poemul o creație alegorică și filozofică, trimițând la filonul popular prin utilizarea unor cuvinte ca iacă, puiacă, adăsta, poposi, lumine, zvârlit, a înăcri. Apar multe elemente specifice oralității precum prezența dialogului, exclamațiile retorice, invocarea menestrelului, superlative absolute realizate cu ajutorul adverbelor mult îndărătnic, prea cu minte, modurile de expunere în baladă sunt aici narațiunea și dialogul, alegoria ideatică fiind transpusă printr-o poveste în ramă. Figura de stil predominantă este metafora sau simbolul. Mai sunt întâlnite epitete, trist, mai aburit, mică, liniștită, inversiuni, zicelaș, repetiții, enigel, enigel și așa mai departe. Concluzie. Creația lirică a lui Ion Barbu apare, așa cum Rossetti afirmă, ca o plantă cu rădăcini adânc înfipte în solul nostru. Am încheiat citatul.